Odată cu instalarea iernii, echipajele montane ale jandarmeriei sunt cele care asigură ordinea publică în stațiunile montane și pe traseele turistice din zona acestora în vederea descoperirii și prevenirii faptelor antisociale. În plus, o misiune deosebit de importantă a secțiilor și posturilor montane este aceea de a interveni pentru salvarea turiștilor care se află în pericol. La nivelul jandarmeriei alba, la această dată funcționează trei posturi montane de jandarmi care au rolul de a-și îndeplini atribuțiile legale în zone greu accesibile din zona Rieșeni, Roșia Montană și Jugac. Activitatea acestora este mai vizibilă, în special pe timp de iarnă, ca urmare a prezenței turiștilor într-un număr mare. În acest sens, jandarmii montani au în vedere că apariția primilor fulgi de zăpadă face ca, în perioada imediat următoare, pârtile deschiși și traseele turistice să fie luate cu asal de multe persoane, a căror singură dorință este de a profita la maxim de posibilitățile de relaxare cu care întâmpină anotimpul hibernal. De asemenea, din experiență, jandarmii știu că multe dintre aceste persoane, cu gândul la distracție, uită că muntele se poate dovedi deosebit de periculos și că acesta are reguli stricte care, dacă nu sunt respectate, pot duce la apariția unor riscuri la adresa integrității, sănătății sau chiar a vieții. Pentru prevenirea evenimentelor negative și accidentelor survenite în zona montana județului, Jandarmeria Alba și Serviciul Public Salva Montalba reamintesc turiștilor să-și echipeze corespunzător autoturismul, să se informeze asupra traseului, să aibă echipament adecvat timpului, să meargă în grup de minim trei persoane dintre care una să cunoască bine zona respectivă iar în caz de accidente să apeleze la numărul unic de urgență 112